Ne-am confruntat cu fenomene extreme în ultima perioadă, am avut ploi înghețate, lapoviță și ninsoare. Cu toate acestea, am privit asigurarea de la Ministerul Afacerilor Interne că nu sunt probleme grave, mai sunt totuși înregistrate efectele precipitațiilor abundente în 30 de localități din 10 județe. Situația este sub control și vreau să mulțumesc Ministerului Afacerilor Interne, autorităților locale și tuturor celor implicați pentru modul în care au gestionat această situație. Știm că și în zilele următoare vom avea căderi abundente de zăpadă, un timp nefavorabil și aș dori o mobilizare foarte bună pentru a putea gestiona foarte bine situația și în zilele următoare.